Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În ediția din această seară vom discuta despre, să spunem, proiectele care țin, nu proiectele, da, și proiectele și problemele care țin de grădinițele și creșele din municipiu și de la nivelul întregului județ. Motiv pentru care am invitat-o alături de mine pe doamna Cristina Ivan, este inspector în educație timpurie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua, oricând cu mare drag, atâta timp cât informațiile pe care eu le aduc aici în fața dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră sunt de folosul părinților și copiilor cu care noi lucrăm. Da, cu siguranță sunt informații prețioase. Iată că suntem deja în fapt, elevii sunt în vacanță, o parte dintre ei. Dacă vorbim despre preșcolari, se bucură încă de începutul acestei vacanțe, vacanța mare. Numai că odată cu intrarea în vacanță, pentru mulți părinți, apare o nouă problemă. Ce facem cu cel mic? Pentru că nu-l mai putem, sau până acum îl duceam la grădiniță, încep să se intereseze care sunt grădinițele și creșele din oraș care funcționează și pe perioada verii. Este un lucru foarte bun și se întâmplă deja de câțiva ani, din câte știu eu, la nivelul municipiului Buzău. Este o gură de oxigen, așa să spunem, pentru părinți și interesul crește de fiecare dată pentru că, așa cum spuneam, puțini sunt cei care își permit probabil să angajeze o bonă sau nu au bunici cu cine să-i lase pe cei mici. Și atunci, haideți să ne spuneți dumneavoastră câte creșe și câte grădinițe funcționează pe parcursul, în perioada de vacanță, în perioada de vară, pentru că eu știu că ele sunt prin rotație. Da, într-adevăr, știți bine. O să încep să vă spun că toate grădinițele prin rotație sunt deschise. Eu am preluat de la predecesoarea mea acest sistem de rotire, ca să zic așa, care într-adevăr a fost foarte bun și a funcționat. Sunt grupate unitățile oarecum pe zone, ca să ajute părinții să se afle oarecum într-o zonă de confort și legată de zona în care trebuie să se deplaseze cu copilul. Și sunt astfel trei grupuri de grădinițe. Fiecare dintre aceste trei grădinițe din grupul respectiv asigură prin rotație 20 de zile din cele 60 ale lunilor iulie și august. Până la 1 iulie toate unitățile sunt deschise și își primesc proprii preșcolari, urmând ca după aceea deja copiii care frecventează de mai multă vreme cunosc care sunt grădinițele, sunt afișate pe ușile fiecărei instituții de învățământ preșcolar care sunt celelalte perioade și cum funcționează lucrurile și ei lasă cereri undeva înainte de ultima zi a anului școlar, în așa fel încât fiecare unitate să-și poată face planuri și o minimă aprovizionare de alimente pentru perioada în care este deschisă. Deci nici efortul unităților preșcolare nu este unul extrem de mare, ținând cont că, ca orice cadru didactic, și dumnealor au concedii la care au dreptul și trebuie efectuate, dar ținând de asemenea seamă și cont de faptul că părinții, așa cum spuneați, pe perioada verii se găseau în imposibilitatea de a-și asigura copiii de vârstă preșcolară. Și perioadele sunt 3 iulie, 21 iulie, 24 iulie, 11 august și cea de-a treia perioadă, 14 august, 31 august. Ținând cont că de la 1 septembrie toate grădinițele încep să-și deschidă porțile. În prima perioadă sunt deschise trei. Deci, practic, de săptămâna 3? Viitoare, da? Da, mai exact. Începând exact. De săptămâna viitoare vor fi deci deschise trei grădinițe. În prima perioadă. Unde anume? Care sunt acestea? De exemplu, în prima perioadă sunt deschise grădinița cu program prelungit numărul 4, cea de lângă pedagogic, GPP Bobocei din Micro 3, da. Și GPP numărul 10 este căminul acela din 23 august. Da, da, da. În următoarea perioadă sunt deschise căminele 9, deci cel din Micro 5, 1, cel din Cartier Orizont și 8, cel de la Big. Bun.
Iar în ultima perioadă, cea din ultima parte a lunii august, GPP numărul 6. Acum să vă spun cinstit, nu știu în care locație își vor desfășura activitatea, dacă cea de la Marghiloman sau cea de la gară, Doar dar că nu sunt are, detalii care vor fi puse la nu punct și cred că oricum are vreo părinții vor relevanță. afla. Copiii sunt Da? asigurați, asta e practic ceea ce contează. Interesează cel mai mult, da? GPP numărul 3, cea de pe Bistriței, și GPP cei 7 pitici din Micro 14. Deci, iată, astfel încât toată vara, cumva, sunt Da. asigurate. V-aș întreba din experiența anilor trecuți. În general, sunt aceste, să spunem, grădinițe și locurile sunt ocupate în totalitate? Adică există o cerere foarte mare pe perioada aceasta de vară? Nu. Sunt. Adică asta funcționează în formulă mult mai restrânsă decât într-un an școlar normal. Asta mă interesa. Clar. Deci dacă vorbim de trei unități mari, adunându-le cifrele de Da. școlarizare, deci poate suntem undeva la un 5% A, deci din doar numărul acolo de unde efectiv copii. părinții nu au cu cine să-și lase Exact, și numărul este exact. destul de Și mic. plus că sunt perioade în care și părinții au concedii și pleacă împreună și deci nu Deci e oscilează, da, nu este un oscilează. număr O exact. regulă pe care directorii, directoarele de grădiniță au stabilit-o pentru, din experiența primei veri în formula aceasta, a fost impusă și de o plată în avans. Probabil că ați mai auzit de chestiunea aceasta, au mai fost și părinți oarecum nemulțumiți, dar eu Care am. a fost motivul? Că ăsta interesează cel mai Asta mult pentru este. care se percepe această plată în avans. Plata în avans, dar nu în avans la 1 iulie pentru august. Așa. Deci plata în avans, de exemplu, în momentul în care eu mă decid să-mi duc copilul în ultima perioadă, în 14-31 Da. august, la GPP numărul 3, Dă un că e exemplu, da? deschisă, da. E, în momentul în care eu am cerere lăsată de la început ca persoanele respective să-și poată face o planificare, să știe cine și cum Da, e lucrează normal să se și întâmple așa, lucrul acesta. eu pe 14 când mă duc, în luni data respectivă, achit contravaloarea acelei perioade. Pentru că eu nefiind copil din grădinița respectivă, nu fiind părinte care are copilul Da? acolo și eu fiind dintr-o altă unitate, din GPP numărul 1, că cu ele Da? sunt grupate sau cu bobocei, riscul de a rămâne GPP numărul 3 să mă caute Da, pentru achitarea pentru celor. achitarea taxei Sunt destul de. de mari și Da. atunci, Și și pare at că s-a și întâmplat, cum spuneați noastră, în deci anii e o trecuți. decizie luată în urma unor experiențe. Da. Cam Și. care este prețul? Se plătește per zi, bănuiesc, da? E că calculat la zi. Cam unde sunt costurile? Costurile, din ce am înțeles, sunt unități care au mărit cu 1 leu pe zi aceste costuri și am să vă explic și de ce. Pentru că aici vă vorbesc din experiență managerială. Da. Dacă într-o grădiniță sunt prezenți 200 și ceva de copii, cum au anumite grădinițe pe zi, prețul unei porții de hrană, evident că este mult mai mică decât în momentul în care eu trebuie să gătesc pentru 20-30 de copii. Și atunci, la un moment dat m-a întrebat cineva, ce, da, știi că nu înțeleg, eu până acum am dat 9 lei și acum dau 10 lei. Deci nu-i dă nimănui de acolo din grădiniță, se taie chitanță, este o decizie a Consiliului de Administrație al unității, tocmai pentru că administratorul și-a pus pe hârtie și a făcut un calcul financiar și în zona aceea în care se încadrau cu costurile la un număr mult mai mare de copii, nu reușesc să o mai facă și la un 10% din numărul lor. Bun. Una peste alta este o, mă rog, este o, nu neapărat o veste, că părinții deja știau, dar e foarte important că se asigură această permanență și pe perioada Clar, vacanței clar e mari. Chiar foarte dacă copiii important. sunt în număr mult mai restrâns și mai mic, este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Vreau să mergem mai departe și rămânem tot în sfera aceasta a grădiniței. Știu că s-a încheiat prima etapă de înscriere la grădiniță și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră
care este concluzia, cum s-a finalizat prima etapă de înscriere și foarte important să-i liniștiți pe cei de acasă care nu au reușit probabil din diferite motive să-și înscrie copilul la grădiniță. Suntem deja în plină desfășurare a celei de-a doua etape. Sunt locuri suficiente pentru toți copiii? Cu siguranță da, și dacă ne amintim și în emisiunea trecută în care am discutat tot despre înscrierea copiilor preșcolari, am afirmat și am asigurat părinții care urmează să se înscrie în unitățile preșcolare că nu vor fi probleme. Nu contest că sunt și unități mai solicitate decât altele, dar asta nu înseamnă că va rămâne un copil de vârstă preșcolară pe din afară. În condițiile în care, repet, Buzău nu este un oraș ca Bucureștiu, care dacă nu reușesc să fiu foarte, foarte aproape de casă, foarte aproape, e greu de crezut că dacă locuiesc gard în gard cu un cămin, n-o să fiu pe listele acelui cămin. Dar sunt părinți care în drumul lor către serviciu au o unitate școlară sau și pe care și-o doresc. Le vine mai ușor să aleagă. Da? Cred că fapt este și criteriul principal din ultimii ani. Da? Grădinițele nu mai sunt alese neapărat în funcție de zona în care locuiesc, ci mai degrabă de modul în care pot ajunge părinții să-i ducă și să ia pe cei mici. Și asta și... experiențele anterioare și ale familiilor cu proprii copii, dacă au avut alți copii în grădinița respectivă și au fost foarte mulțumiți, și experiențele altor persoane din grupul respectiv, a rudelor, a prietenilor, a nu știu, da, pe oricum și la școli și la grădinițe sunt anumite unități care, să spunem, sunt foarte bine cotate din punctul ăsta de vedere. Și sunt mai solicitate. Să zicem un pic supraevaluate. Și așa, da, și așa. Da, mă rog, asta era o glumă. De muncit se muncește peste tot și copiii sunt valorizați în toate unitățile. Ce pot să spun, că ne putem mândri cu niște unități de învățământ preșcolar foarte frumoase și foarte dotate și foarte îngrijite. Am avut posibilitatea să văd și o să vorbim ulterior despre un proiect pe care tocmai l-am încheiat, l-am derulat la sfârșitul lunii iunie, și am avut posibilitatea să văd grădinițe de stat și din Bulgaria și din Grecia, și vă spun fără lipsă de modestie că suntem cu mulți pași înaintea lor. Și aici, deci, iată, suntem și noi primii, să spunem, și chiar dacă vorbim despre învățământ, înaintea vorbim altor despre țări, învățământul, da? De stat. Da, și da. Aici o să vă precizez că am văzut și grădiniță privată în Grecia, în care lucrurile erau wow, dar nu foarte departe de ceea ce avem noi în grădinițele. Bun, o să revenim, o să ajungem și la acest subiect. Haideți să ne spuneți, vorbeam de înscrieri și spuneați foarte clar că niciun părinte nu trebuie să-și facă griji, chiar dacă n-a reușit să-și înscrie până acum micuțul la grădință, pentru că sunt locuri suficiente pentru toată lumea. Cu siguranță, și să încerce și o altă variantă, să nu se blocheze, ca să zic așa, într-o anumită locație, unde dacă la acest moment nu se mai poate face nimic, pentru că ne învârtim într-un cerc vicios. Insistăm, ne căutăm o vecină, o prietenă, o cunoștință și insistăm și insistăm și ajungem la niște grupe cu colectiv foarte, foarte numeros și tot noi suntem cei care la urmă obiectăm, da, că sunt prea mulți, că doamna nu are timp de fiecare, că e foarte cald în clasă, că sunt foarte multe dezavantaje create de un număr foarte impresionant mare de copii. Și atunci e bine ca fiecare dintre noi să vedem toate aspectele și să luăm cea mai înțeleaptă decizie în ceea ce privește copiii noștri. Există în acest moment unități, grădinițe care și-au ocupat în totalitate, deja din prima etapă, numărul de preșcolari, de grupe, unde nu se mai pot face înscrieri și în a doua etapă? Din câte știu eu, da. Dar și acolo mai rămân niște mențiuni. La această înscriere, înscrierea se face online în format electronic. Există o platformă de înscriere, cred că v-am mai povestit, și fiecare grădiniță
la începutul anului școlar estimează cam câți copii de fiecare vârstă poate sau nu să primească pentru a se menține acolo unde îi trebuie numeric. Și există situații în care se estimează un număr mai mare de copii de grupă mare, respectiv 5-6 ani, aceștia fiind primiți cu prioritate în grădinițe și situațiile nu sunt întotdeauna ca cele estimate, pentru că deja copiii de 5-6 ani sunt cuprinși în sistemul preșcolar, de învățământ preșcolar. Și atunci mai există și anumite locuri de această manieră neocupate. De asta zic că lucrurile în format electronic sunt un pic mai deosebite. Dar pentru grupă mică, că acolo este numărul cel mai mare de copii care pătrunde în unități, sistem, da? Da, în sistem, sunt unități care la acest moment au finalizat înscrierile. Chiar și așa sunt locuri în continuare, sunt exact, locuri libere. Exact, asta, încă mai sunt unități care au locuri libere. Când se va încheia a doua etapă? A doua etapă se va încheia, sper să nu zic acum, 18 iulie, cred, sau a treia etapă. A treia etapă este la începutul lunii septembrie pentru cei care chiar... Dar chiar vreau să vă întreb dacă există cumva și o a treia etapă, deci iată că există tocmai pe finalul, de finalul verii. Aș vrea să vorbim puțin și despre condițiile, tocmai pentru că sunt părinți care își au înscris sau urmează să-și înscrie copiii la grupa mică și atunci ei nu sunt foarte familiarizați, nu sunt aproape deloc familiarizați cu ce înseamnă înscrierea, cu ce înseamnă documentele, cu ce înseamnă toată procedura aceasta. Care credeți că ar fi, să spunem, cele mai importante lucruri pe care părinții ar trebui să le cunoască? Bun, au trecut, să spunem, de etapa aceasta cu înscrierea și se pregătesc pentru începutul de an școlar. Bănuiesc că mai sunt. Tot timpul există discuția aceea cu acele fișe medicale care trebuie solicitate. Cred că mai sunt detalii pe care ar trebui să le cunoască. Da, nu sunt niște fișe, e prea mult spus fișe, este vorba de un aviz epidemiologic, aviz care se eliberează de către medicul de familie, în care acesta să ne dea girul că la momentul respectiv copilul este clinic sănătos și poate intra în colectivitate fără a aduce vreun prejudiciu celor din jur. Ceea ce eu vreau să le transmit familiilor cu copii de grupă mică, ceea ce ar trebui să știe dumnealor în primul și în primul rând, este că la momentul 15 septembrie, zicem, debutul anului școlar, da, generic, copiii ar trebui să fie independenți. Și când zic asta, mă refer la autoservire, adică să poată, în proporție de 80%, să mănânce singuri. Nu. Foarte interesant aspectul acesta. Probabil că se întâmplă, sau de asta și punctați lucrurile astea, copiii să fie obișnuiți, dacă acasă, să li se dea să mănânce de nu unul de părinți. Nu contest că și atunci vor fi ajutați. Și au fost întotdeauna copiii de grupă mică, au fost ajutați și de educatoare, și de îngrijitoare, dar și de tot personalul. Dar e și timpul acesta foarte mare, spun eu, până în septembrie, până când începe noul an școlar, să-i obișnuiască. Exact. Și... deci asta din punct de vedere al autoservirii, independenți din punct de vedere al mersului la toaletă. Grădinițele nu sunt dotate cu olițe. Nu există acest aspect. De Pampers nu mai vorbim. Deci lucrurile acestea ar trebui să le cunoască și să țină minte că într-o grupă nu este numai copilul dumnealor. Adică eu nu zic că toți copiii sunt importanți, toți copiii au drepturi, toți copiii trebuie să abordați la fel și echidistant. Dar de multe ori părinții copiilor de grupă mică
din, au așteptări mai mari decât ar fi cazul, cred, nu? Nu mai mari, un pic exagerate, da. Venind din familii, de multe ori singuri, copiii la părinți. Se bucură de toată atenția evident, tuturor membrilor și e normal și, să fie așa cumva, însă la grădiniță lucrurile stau puțin diferit. E o normalitate, dar dacă mergem în colectivitate, trebuie să ne așteptăm ca micuțul nostru să poată să se adapteze la mediul acesta de viață și să încercăm noi ca adulți să ne raportăm oarecum ca la o instituție de învățământ. Aș vrea să vă întreb, pentru că am mai auzit printre mămici, să spun așa, multe discuții sau multe situații în care n-au fost mulțumite de, da, de, exact cum spunea și dumneavoastră, de modul poate cum încerca să se ocupe o educatoare de copilul respectiv. Și atunci au decis să-l transfere, să-l mute la o altă grădiniță. Aș vrea să vorbim puțin și despre aceste transferuri. Trebuie să există un motiv întemeiat pentru a fi acceptat un transfer de la o grădiniță la alta sau cum se procedează? Ce să vă zic? Libertatea de a se transfera dintr-o unitate într-alta este libertate. Există, da. Da. De-aia am și început cu acest cuvânt. Dacă îți dorești foarte mult să mergi într-o unitate și faci toate demersurile să te înscrii și ajungi la concluzia că nu rezonezi niciun fel cu educatoarea respectivă, copilul tău nu se simte bine și confortabil, că Dumnezeu să mă iertă, nu totdeauna există acea chimie între oameni, așa poate este, să existe, da. Și nu poți să negi lucrul ăsta. Dar ce vă pot spune e că educatoarele, marea majoritate, și aici fac această precizare, fac tot ce este omenește posibil să-i fie bine copilului de lângă ea, copiilor din grupă. Dar dacă concluzia este că nu e ok și că în loc să aducem beneficii copilului, îl traumatizăm în cele mai multe cazuri, pentru că o să vorbim și după publicitate și despre modul în care se adaptează cei mici în grupă. Așa, atunci decizia părintelui de a se muta. Dar trebuie văzut exact și revenind la discuția de dinainte, dacă nu cumva noi ca părinți tindem să exagerăm deci să vedem dacă într-adevăr îi facem un bine sau nu copilului prin decizia noastră de a se muta copilul și dacă nu cumva este doar decizia noastră să ne uităm și la copil. Da, bun. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem și continuăm discuția. Rămâneți cu noi! Da, am revenit din pauza de publicitate. În continuare, în studioul TV Buzău, alături de mine se află doamna inspector Cristina Ivan. Continuăm discuția, vorbeam înainte de pauza de publicitate despre etapa de înscriere la grădiniță și despre ce ar trebui să cunoască părinții care din toamnă își vor duce copiii la grupa mică. Și am vorbit despre câteva dintre aceste aspecte. Aș vrea să ne spuneți dacă anul acesta, din toamnă, vor fi clase desființate tocmai pentru că nu sunt foarte mulți copii și aici, bineînțeles, cred că vorbim despre mediul rural deja, acolo unde sunt puțini copii, sunt localități unde micuțe, da, sau mă rog, poate unde nu mulți tineri au venit în oraș sau cu o populație destul de îmbătrânită și atunci vreau să ne spuneți dacă și anul acesta există localități, există unități care își vor desființa aceste clase, tocmai pentru că nu mai sunt copii. Da, cum statistica ne arată că de câțiva ani încoace se tot restrâng grupele de copii și anul acesta am avut în mediul rural mai multe, iar în urban am avut două grupe care s-au restrâns. A, deci iată, și în urban am avut. Da, două grupe în grădinițe cu program normal. Una dintre grădinițe, având un număr foarte mare de grupe, este vorba de grădinița de lângă Colegiul Economic, de grădinița numărul 18, care, deși este o grădiniță foarte solicitată în continuare,
Mulți dintre părinți optează și au nevoie în activitățile lor zilnice de program prelungit. În acest fel au redus o grupă în speranța că vor reuși să obțină un aviz favorabil pentru înființarea unei grupe de program prelungit, pentru că au, așa cum vă spuneam, astfel de solicitări. Vom vedea din toamnă. Oricum este clar că de la un an la altul cererea cea mai mare pe urban este aceasta de program prelungit, și atunci, da, iată, grădinițele, creșele se vor adapta. Vreau să vorbim acum puțin și despre copiii cu nevoi speciale care merg la grădiniță și aici la fel vorbim de primul an de grădiniță, atunci când ei ajung într-o colectivitate, atunci când părinții se lovesc probabil în anumite situații acuzațiile sau de eticheta aceasta socială și de nemulțumirea celorlalți părinți. Știți foarte bine și sunt convinsă că aceste probleme ajung și la inspectorat. Părinți nemulțumiți că în grupa unde au copilul există un alt copil sau doi copii care au ADHD sau care suferă de autism sau alte boli și atunci mulți decid chiar din această cauză să-și mute la o altă grupă sau la o altă grădiniță copilul, dar haideți să vorbim puțin despre cum ar trebui sau ce ar trebui să înțeleagă în primul rând părinții care au copii normali și au colegi care sunt copii cu nevoi speciale. Trebuie și ei să fie integrați, pentru că știu că legislația prevede un însoțitor în clasă. Nu prea se întâmplă lucrul acesta, nu doar la Buzău, cred că la nivelul întregii țări, sau se întâmplă, dar în foarte puține cazuri. Și atunci, în condițiile astea, în primul rând, educatoarele sunt supra-solicitate, mă gândesc eu, e suficient ca într-un colectiv de 20-25 de copii să fie un singur copil cu nevoi speciale și iată, atunci deja lucrurile se complică foarte mult. Da, am să încep prin a spune că indiferent care sunt problemele copiilor și diagnosticele lor, și ei sunt copiii noștri. Și în afară de lege care le este alături și de faptul că unitățile de învățământ sunt obligate să îi primească și să le acorde sprijin în integrare, noi ceilalți, ce părinții copiilor din grupe și educatoarele și toată lumea, trebuie să vedem cu alți ochi și cu altă deschidere prezența copiilor cu nevoi speciale în grupe. Am văzut și în alte țări copii care se integrează în grupele normale. E foarte adevărat exact ce spuneați. Sunt situații în care părinții vin cu copii care necesită, au cerințe educative speciale și poate dezamăgiți sau din teama unei etichetări sau din teama refuzului de a fi primit copilul respectiv, nu spune exact cu ce se confruntă acasă și așa. Adică sunt și părinți care ascund diagnosticul celor mici? Au fost și situații de acest fel? Sau da. Care da, din păcate da. Dar, da, e foarte, dar e foarte de multe ori de înțeles. De multe ori de înțeles, însă poate fi și dezavantajul pentru celor că mici la un moment dat. Societatea românească nu este foarte deschisă. Da, noi încă nu suntem pregătiți să acceptăm lucrurile astea. Exact, și probabil că ei până la a ajunge la grădiniță s-au mai lovit de multe aspecte care au făcut să se ferească. Așa, atunci cumva de teama de a nu fi primiți în colectiv, ascult lucrul acesta. Nu știu exact care sunt toate situațiile și care sunt toate motivele care determină. Legal, copiii ăștia au dreptul să vină. Asta trebuie să știe părinții care se află într-o situație de acest gen. Deci, nu trebuie să ascundă, deci legal au dreptul. Legal ei au dreptul. De asemenea, legal și grădinițele au dreptul de a ști despre ce e vorba ca să poată să ajute în situația respectivă.
Și când vorbesc de ajutor, mă refer la faptul că grădinița, educatoarea, directorul, consilierul pot merge să împreună cu în ședințele cu părinții, cu ceilalți părinți, pentru că de cele mai multe ori se iscă așa un fel de de discuții inițiale, că nu vrem, că nu-l primim, că nu există așa ceva. Deci atâta timp cât copilul e în clasă, e în unitate, el are dreptul de a rămâne acolo. Un singur argument cred că ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Numărul copiilor cu probleme din ziua de astăzi este din ce în ce mai mare. Oricare dintre noi am putea să avem un astfel de copil și să ne punem în situația în care este efectiv purtat dintr-o clasă într-alta sau dintr-o grădiniță într-alta și atunci să înțelegem că noi adulții suntem până la urmă cei care etichetăm și care punem anumite ștampile și nu copiilașii noștri care acceptă mult mai ușor și anumite deficiențe și anumite probleme ale copilului și colegului. Dar ce facem cu cei mici respectiv care merg acasă și spun că m-a bătut copilul X și copilul acela chiar are o problemă? Pentru că știu că sunt și situații în care cei mici ajung adevărat, acasă e foarte adevărat că sunt. Aici avem nevoie de sprijinul familiei acestui copilaș. Deci dacă reușim să obținem bunăvoința între ghilimele, a celorlalți părinți și oarecum să liniștim apele, aici avem nevoie de susținerea și de toată energia familiei din care copilul provine și e nevoie, poate uneori, nefiind profesor de sprijin în unitatea respectivă, să vină un membru al familiei o perioadă până când se adaptează copilul, până când se poziționează în colectivitate și în peisaj. Deci și deschiderea lor către grădiniță trebuie să fie una foarte mare. Adică în astfel de situații, dacă nu funcționează comunicarea și colaborarea, șansele de reușită sunt minime. Cum se implică educatoarele în aceste situații și ce le transmiteți? Pentru că sunt convinsă că sunt, să spunem, niște recomandări pe care le faceți la nivel de inspectorat către personalul care, așa cum spunea și dumneavoastră, iată, de la un an la altul, foarte mulți copii, din ce în ce mai mulți copii sunt întâlniți în aceste unități. Sunt copii cu probleme care, așa cum spuneam, legal au tot dreptul să fie acolo. Da, recomandările le-am tot făcut de la începutul anului până acum. N-ar fi o noutate. Ele știu că nu fuga de responsabilitate va rezolva într-un fel sau altul situația, că e nevoie de multă muncă și asta știm, că e nevoie de multă implicare și asta știm și pe această cale le mulțumesc tuturor celor care chiar fac în fiecare zi eforturi, poate uneori supraomenești, de a ține în clasă nu unul, poate chiar doi sau trei copii care au cerințe educative speciale și sunt multe dintre colegele mele și știu pentru că am mers în grupele lor că fac față cu brio în ciuda eforturilor pe care ele le depun constant. Bun, vorbeați pe prima parte, amintați de un proiect care la care ați participat, s-a încheiat recent, se numește Provocări, da, ale educației în secolul 21. Aș vrea să ne spuneți puțin despre ce a fost vorba în acest proiect și care sunt, să spunem, beneficiile pe care le-au obținut dascălii care au participat în acest proiect. Ce să vă spun, că m-ați adus într-o zonă de confort. Da, la începutul lunii iunie am finalizat un proiect care s-a derulat pe parcursul unui an de școlar. Am avut în cadrul acestui proiect parteneri bulgari și greci cu care ne-am desfășurat și un simpozion mai pe toamnă, cu care am avut activități de schimburi de lucrări sau de schimburi de activități online, am avut pe Skype, ne-au urmărit făcându-ne activitățile noastre, noi
făcându-le pe ale lor. Copiii au fost fascinați de faptul că puteau să vadă în anumite momente copii din altă țară. Cum care... învață ei, cum e la ei, exact, la școală, da, la grădiniță, da. Deci asta a fost, pentru că la nivel preșcolar schimburile exchange students, ca să le zic așa, nu funcționează. Nu putem merge cu copii de vârstă preșcolară în altă țară. Da, e foarte complicat. E foarte complicat. Și așa am găsit de cuvință ca ei să poată să ia act și să vadă cum se întâmplă lucrurile acolo, cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente religioase, sociale, de Paște, de Crăciun, de 8 martie. Am tot făcut fel de fel de lucrări drăguțe pe care le-am trimis în colete la școlile partenere și ei nouă, și ori de câte ori primeam desene și fel de fel de chestii drăguțe făcute de copiii de acolo. Era ceva wow, pentru că veneau din altă țară. Da. Știu că proiectul s-a încheiat totuși cu vizita câtorva dascăli din Buzău. Unde ați mers mai exact? Proiectul s-a finalizat cu un schimb de experiență. Destinația finală a fost Atena, Grecia. Am beneficiat de susținerea nu numai morală a Consiliului Județean, ci și financiară pentru o parte din proiect, și pe această cale chiar îi mulțumesc domnului președinte Petru Neagu, pentru că a fost alături de noi de la bun început. Și vreau să ne spuneți concret cu ce informații ați venit din Grecia și ce s-ar putea aplica și în unitățile noastre din Buzău. Cum vă spuneam un pic mai devreme, am avut un schimb de experiență și am participat la niște activități susținute de educatoare din Bulgaria, unde am văzut o grădiniță de stat. Am participat la activități la o școală de stat din Atena, care avea toate nivelurile de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, și la o școală privată din Atena. Multe din grădinițele noastre, v-am zis, cam acolo concurau ca dotare și ca bază didactico-materială. Deci stăm bine din punctul ăsta de vedere. Vă spun, v-am zis, fără falsă modestie, că stăm foarte bine. Am avut parte și de un curs de formare pe învățare experiențială oferit de un provider de curs grec. Am avut o formatoare foarte drăguță și chiar am învățat foarte, foarte multe lucruri. Deși programul a fost infernal în zilele acelea, am reușit să facem față. Am fost un grup de 30 de educatoare și am putut să ne bucurăm de toate experiențele pe care ei ni le-au pus la dispoziție. Vreau să precizez că am avut parte de niște parteneri extraordinar de serioși, de prompți. Ne-au asigurat activități pe care le-am văzut și discutat ulterior. Ne-am prezentat sistemele de învățământ paralel, elen și român. Un succes și o foarte, foarte multă informație. M-ați întrebat ce aș aduce de acolo. Dacă aș fi legiuitor, că despre asta e vorba, aș lăsa numărul de copii care este comparabil și aș aduce cea de-a doua educatoare în activitățile celor mici pentru a putea susține ce am văzut acolo. Activități pe grupuri mici, activități până la individualizare, activități cu grupuri mai mari, ceilalți mai mititei sau cu cerințe educative speciale, că erau și acolo, să poată să-și desfășoare activitatea fără a-i deranja pe ceilalți. Și atunci, probabil că nici familiile n-ar mai resimți atât de tare prezența unui astfel de copil în clasă, pentru că acolo chiar nu se simțea prezența lor, ținând cont că ele erau două educatoare în același timp. Da, poate, nu știu, poate peste ceva timp Ce să zic? Doamne ajută! Și acest lucru și îmbunătățim cumva sistemul acesta educațional. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și ne-ați urmărit. Să aveți o seară liniștită și să auzim numai de bine. La revedere!